Aproape jumătate din provinciile canadiene au luat decizia de a interzice un anumit tip de vaccin împotriva gripei AH1N1 după ce 6 persoane au semnalat alergii severe în urma administrării dozei. We've been asked by the manufacturer to not use this vaccine at this time. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, este vorba despre un lot de 172.000 de doze fabricat de grupul farmaceutic GlaxoSmithKline. Produsul care provenea din acest lot a provocat, printre altele, și reacții care afectează inima și plămânii. It is a serious thing that has the potential to kill, but fortunately it seems to be still relatively rare. În Canada, unde vaccinarea a început la sfârșitul lunii octombrie, au fost înregistrate multe cazuri de reacții adverse la vaccinul împotriva gripei noi. Victima a fost și un copil de numai un an. When his face started to swell up, that was the worst. His body just didn't accept the second dose. Potrivit ultimului bilanț al OMS, în Canada, gripa nouă a făcut 250 de victime și aproape 7.000 în întreaga lume.